Am o mare, mare surpriză pentru voi. Voi mereu sunteți alături de mine, mă urmăriți, îmi dați like-uri, îmi dați comentarii, dați share pe Instagram, pe Facebook, pe peste tot și mă simt cumva dator să vă dau și vouă ceva în schimb că îmi urmăriți clipurile. Pe lângă divertismentul și caterinca pe care vi-o dau, vreau să vă mai previnez cu ceva astăzi. Pe toată perioada videoclipului am integrat pe aici prin colțuri, pe mine, pe jos, foarte, foarte mici, niște coduri. Niște coduri gratis pentru jocul Among Us. Pe live-uri toată lumea îmi zice, băi Pican, joacă-te Among Us, dar am văzut că costă bani și m-am gândit că unii dintre voi nu vă permiteți să vă cumpărați acest joc. Codul pentru joc îl puteți găsi doar dacă vă uitați la tot clipul și trebuie să fiți atenți pe aici prin colțuri, pe jos, pe la mine prin păr, la mine prin căști, la mine pe față, să vedeți unde scrie codul, îl luați, vi-l băgați pe Steam și gata, puteți să vă jucați jocul Among Us gratis. Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou clip Bine, m-am regăsit. Îmi bag puțin de știlii prin păr și îl refac. 3. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou clip super, super tare, pentru că astăzi o să fac un nou challenge, un nou challenge nemai văzut pe canalul meu, la care o să reacționăm la TikTok România. TikTok România, despre care am foarte multe așteptări. În primul rând că nu este foarte cringe. Și în al doilea rând că o să mă facă să râd, pentru că astăzi facem... Ce facem azi? Pentru că astăzi facem, dacă râd la TikTok, pierd 1000 de lei. Deci astăzi practic o să pierdem foarte mulți bani. Baby? Da. Te-ai vreme. O întrebare. Da. Și banii ăștia unde se duc? Bine, încă nu m-am gândit la acest mic detaliu, dar momentan... Dar am eu o idee! Ce idee ai? De fii atent, vrei challenge-ul ăsta să se continue și într-un alt vlog? Dacă se strâng 30.000 de like-uri la acest vlog... 30.000 de like-uri? N-am mai strâns 30.000 de like-uri de la 10 vloguri încoace. Tu chiar crezi că se vor strânge 30.000 de like-uri? Exact. Așa. Facem partea a doua. Okay. Partea a doua în care o să vedeți ce o să se întâmple cu bănuții pe care baby o să-i piardă. Ce o să se întâmple? În general foarte interesant. În care? În care tu o să cumperi tot ceea ce eu ating legată la ochi. Ok, asta sună interesant, dar nu o voi face decât dacă se vor strânge 30.000 de like-uri. Ah, vă rog, chiar vreau să facem challenge-ul ăsta. Se pare foarte interesant. M-am gândit și eu odată să fac ideea asta de clip, deci chiar se primește foarte bine. Trebuie să le spunem oamenilor că eu ți-am ales videoclipurile la care azi o să reacționez, deci nu le-ai văzut până iubita acum. Este ajutorul meu maxim de fiecare dată. Am încercat să aleg cele mai amuzante TikTok-uri din România, deși pe cât de amuzante sunt, pe atât de ciudate sunt. Însă, sper să râzi la ele, okay, ca să pierzi cât mai mulți bani și acei bani să ajungă în următorul vlog. Acum, dacă vine vorba de tine și banii o să vor duce la tine, uneori o să râzi. Uneori o să mă mai și chinui să râd, adică... Haide, măi! Așa că nu mai rămâne nimic de făcut decât să-mi spun, haideți să pierdem bani! Ok, hai să-i dăm... Stai, înainte să încep. Am o întrebare. Ca să mă asigur eu totul, să fie clar. Okay, dacă ce o să ating eu legată la ochi în următorul vlog, okay, o să depășească bugetul pe care o să strângi tu azi. Deci dacă se depășește bugetul în clipul viitor, o să mai adaug un bonus de la mine, dar... Da, ce iubim minunat am și nu e, nu e problemă de asta, dar trebuie să depășim și numărul de like-uri. Adică peste 30.000 de like-uri. Mă rog, peste 30.000. Dar înainte de a începe acest clip super minunat, vreau să vă anunț de cea mai tare platformă sau site ever, Boosteroid. Boosteroid este cel mai tare site pe care te poți juca jocurile direct online. Nu mai ai nevoie de calculatoare de gaming, de telefoane de gaming, de absolut nimic. Totul se face online. La doar 20 de lei pe lună vă puteți juca orice joc vreți voi online, indiferent de performanțele calculatorului vostru. PC-ul învechit nu mai este o problemă. Jucați jocurile voastre preferate direct în browser. Aveți linkul în descriere, încercați și voi. Hai să-i dăm start la treabă și să pierdem niște bani. 3, 2, 1, bani! Gata, nu merg! Sigur, mă, nu merg! Nu merg! Nu merg! Acum mă duci la merg, nu spui de două ori! E închis mecul, mă! Doamne, cât de prost sunt, am uitat ce clip fac! Picantule, și Doamne, nu trebuie să râd și eu... Am făcut fix invers, ok? Și deja am pierdut 100 de lei. Știți cât de greu se fac 100 de lei în zilele noastre? Ok, n-am încotro. Se pune, așa că Antonio Pican, minus 100 de lei. Doamne, mă duci la mec! La mec! Du-te, mă, și de la vacea. Nu mă duc! Du-te de la viteză. Mamă, aici, așa suntem noi copiii cu părinții.
Când vrem mai să mâncăm Mac sau un fast food, ceva, o șaurma, ceva și nu ne dau. Scrieți în comentarii dacă și voi faceți la fel cu părinții voștri. Okay, o să încerc să mă abțin să nu mai zâmbesc. Am terminat de mâncat și am ieșit și eu afară. Am aveți terminat de mâncat. Voi să țineți în casă că îi fac praf pe care îi prind. Plumesc. Iubi, de ce n-am... Singura fază mai abuzantă din clipul ăsta a fost când a început să râdă și a început să râdă cu râsul ăla gen. Deci mie mi se pare foarte amuzant râsul ăla și râd mereu de râsul altor persoane. Cum s-a mare anul ăsta? Că a început să bată distribuția, Iubi, și e 35 de milioane. E mai mult de 35 de milioane. Mamă, adevărată asta, adevărată rău de tot asta, ok? Bă, bun asta, Caterinca. De ce îmi cere bani? Îți dai seama de ce îmi cere bani? Ăsta este un negru care vorbește română. Ok? Ăsta e Conor McGregor? Conor McGregor, ascultă manele! Nu mă să te abțin, frate. Am mai văzut un clip cu Snoop Dogg în care lansează pe piesa lui Dani Mucanu și mi s-a părut foarte, foarte amuzant. Să moară Jacksana de nu. Dacă vreți să vă cumpărați și voi handlerci din astea super șmechere, băi, deci gold, 24 de carate. Serios. Dacă vreți să vă cumpărați și voi anoraci din astea super șmechere, tricouri, ghiozdane și tot felul de chestii cu să moară Jacksana sau cu noul design picant, aveți link în descriere www.antoniopican.com. Nu uitați și cumpărați-vă și voi pentru că sunt absolut geniale. Foarte des se întâmplă să se blocheze paharul în încărcător. În această situație trebuie să folosim foarfecele și să scoatem atent cablul din pahar. Iar după putem utiliza paharul fără nicio problemă. Vezi mă cum e f***a mă tii să mă trezi din somn. Băi, anoracul ăsta chiar e destul de călduros că m-am luat toate căldurile și nu cred că de la glumele astea. Doamne, iartă-mă! TikTok-urile astea sunt foarte amuzante. Deci noi românii chiar ne pricem la Caterinca. Ia să vedem, când ai luat peste 5 în teză și te cheamă să-ți iei lucrarea. Mamă, ești nebună, mamă, aoleu. Doamne, doamne! În accelerație și a apăsat pe volan, nu pot să cred! Nu mai contează câți cai puterea are autoprimul pe care îl urmărim. A doua lume? Cai BMW, cai Mercedes, cai Audi, ultimul tip. Ultimul tip. De 09. Este suficient să te urmărim astfel încât să te putem localiza. Așa. Iar colegii așează acest dispozitiv antipneu. Antipneu! Antipneu, antismeu! Domnul meu trebuia să vă face speaker motivațional, nu agent de poliție, pentru că le aveți cu alegurii serios. Și sunt convins că mulți bombardieri își Mulți bombardieri? Ce vocabular aveți, domnul polițist, adică vocabular excepțional. Bombardieri, adevărat. Aia cu primul în comentarii. Prim. Cum să fii tu, mă, primul, dacă nici măcar nu s-a postat video? Nu contează că orică îl pui tu mai încolo, tot eu sunt primul. Băi, deci chiar m-am abținut să nu râd, pentru că eu chiar înțeleg glumele astea. Spam cu primul în comentarii, chiar dacă nu ești primul. Ia uzi, stai că s-a enervat. Speli vasele și mâini, nu? Da, le spăl și o săptămână, numai nu stă ca joi, este cu chirurg eu. Chirurg. Mă, băi, cum să-i faci, mă, așa ceva? Uite, deci, uitați-vă doar la fața acestui om. Am pierdut mouse-ul. E? Op, gata. Deci doar uitați-vă la fața lui de mielușel.
cum să poți să-i faci așa ceva? Serios, foarte urât, serios, foarte mega urât. Și acum, nu sunt absolut deloc, Catherine, era foarte urât cum să faci chestia asta. Adică omul spală vase, tu stai degeaba și mai vii și cu PlayStation-ul, cu farfeca așa, să te dai tu mare șmecheră pe TikTok. Hai băi, pleacă de aici. Pleacă de aici, deci nu. Nu se... Vreau să mai văd o dată. E o trăpășeică. Ia, doamne, deci de unde vă vin voi invențiile astea așa de TikTok? Capitan, colonel, cu euro, portofel, general, avion. Vreau și eu, vreau și eu. Băi, ești nebun? Cola la robinet. Băi, ești nebun? Vreau și eu. Vreau și eu așa ceva. Mă întreb în ce oraș ai Coca-Cola la robinet. Wow! Cei care nu au înțeles ironia? Nu știu când sticla e făcută în Germania. How? Who do you work for? Who do you work for? Vă prezentăm un clasic al țării românești. What? Dacia. Dacia. Varianta diesel pentru o putere mai mare de tracțiune și consum scăzut. Punem urcuță pentru transport. Cauciucuri pe 14. Bombă. Cred că după ce am permisul de asta mi-au și eu. Interior cu scaune de pijama. Bombă, scaunele astea de pijama. Bord clasic Dacia, organizat și aproape inutil. Kilometraj fără turometru Dacia, de la 100 încolo e degeaba. Aia, clasic Dacia. Eu sunt cam așa, nu prea le-am acuat cu. Aia rece cu și cu structura verticală instabilă. Prea le-am eu așa cu challenge-urile astea. Călca prostul că nu-mi dau seama. Nu pot să cred să moară Jacksana. Deci nu-mi vine să cred că râd chiar așa. Tu chiar nu-ți dai seama că 100 de lei e un râs? Le cauți? Frână de mână. Nebunie. Aproape degeaba. Volan cu servo putere în brațe. Soft close. Automobile Dacia. Face cât plătești. Camos Casmianda ilu abasho hachibistro Andeleste tu calaba mamă muroi. Ia. Unde-i mama? Hei! Unde-i masca, mă? What? Uite ursul, mă! Unde-i masca, mă? Poate coboară ursul, mă. Unde-i masca, mă? Au! 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 Băi, ești nebun. Bă, ăsta om cu tupeu, bă, să fie ursul băgat în copac și tu să strigi: băi, tu ai mască, bă! Ăsta a dat tupeu, bă. E și mare prostie, dar și mare tupeu. Ciprian Marica? Ciprian Marica style? Nu m-am înțeles TikTok-ul, nu știu. I go to drink to Fredo, my name is Reinaldo. Reginaldo, listen me, I do your melody. I sing for your family. Tonight you go to do party. Am încăiești la supovedit. Adevărat aici. După carantină cu iubita mea, mă întreabă tovarășii și prietenii: bă, dar tu nu te-ai săturat așa de ea, că na. Așa. Bă, stai mă voi cum... Bă, stai mă... Nu te baci! Uite! Bate la toacă, nu pot să cred! Bă, așa ceva! Bă, nebunie maximă! Negra pierde, negra pierde, blanca gana! Asta ai da! Ai pus banul pe asta! Ia. Asta pierde, asta pierde. Asta la pădurea verde, Foloră. Ia, mă. Asta pierde. Băi, ești nebun să joacă pisica la banii agrești, nebun? Care câștigătoare? Ieșirea românului în oraș. Bă, răsă, măte, am zis că sunt toată seara ponsuri, nu știu cum apă tot. Blondă sub acoperire. Dar ce faci cu dochii? Păi tu nu vezi, fată, ce frig e afară? Așa și? Păi dacă nu pornește mașina de la prima cheie, ce fac? Doamne ferească, băi, știu că e un vine, știu că e o glumă, dar totuși, cred că în lumea asta chiar există persoane care fac chestii, doamne.
George, do you want Sir Molly? George, Molly, what? Sir Molly, fuck, nu ești din Anglia. Aleu! Doamne! Mi-am dat seama că, nu e... Antonio, tu râs? Nu! Tu râs? Egal? Bani? Luz! You understand me? You understand me? Deci creierul ăsta al meu nu cred că concepe că nu trebuie să râdă. Dar în același timp chiar e amuzant. Haulu! A fost cutremur. Dar același timp râde pentru că îi place ochiului ce vede. Deci așa că trebuie să-mi pun mâna la ochi ca să nu mai râd. Când mănânci la un prieten și nu-ți place mâncare. Super bun, deci a fost... Mam, super bun. Păi atunci să mai pun o porție. Hai, dăm cu apatria să mai pun o porție. Spune nu. Nu și atât. Nu mulțumesc, nu e așa greu. Sigur că da, da. Am văzut prostiile astea și era să mă duc să le lutez. Am crezut că e schela să moară Johnny. Fui că mi-e o sete, dar okay. Nu mai pot. Du-te să bei apă, că te așteptăm. Nu mă duc, mă, acum, că dacă intru în casă, nu mă mai lasă mama. Pentru cei care nu vedeți, acum scrie când Palinca își face efectul și te crezi în Jurassic Park, că știu că nu vedeți. Uitați. Doamne, iartă-mă. Ce bine că m-am obținut. Ia. Nu avem nicio șmecherie. Ce problemă? Eu o văd pe Maica Domnului. Spuneți-mi dacă mă înșel. Exact acum, pe un lemn tăiat. Nici nu l-am mai băgat în foc. Wow! Este Silviu, lași nevasta, trebuie să lași tu bărbatul să iasă afară? Nu, că vreau să stau mai mult în casă. De ce? Am înțeles. Eu vreau să stau cu tine. Stai cu mine! Eu vreau să stau cu tine, îmi place în casă. Iară! Eu când ajung la casă și mă pune mama să cânt, să văd. Bă, voi mă credeți că nu știu câți bani trebuie să dau? Doamne, băi, câți bani trebuie să dau? 700 de lei? Cam așa? Știi, în momentul ăla când e rău să o dai în plâns? Dacă mă gândesc că e pentru iubita mea, nu mai bine să plâng, așa că să dăm start la clip. Ce, mă? Bă, ce șmecheri ai văzut tu să stai să strângă masa, mă? Bă, tu nu ești sănătos? Tu vrei să te calc în picioare? Eu sunt șmecher, eu sunt bombardier, nu stiu să strâng ție masa, ale nebunul tecului. Auzi ce-mi zice Ani să strâng masa? Și tot o strânge. Nu avem acțiune. Păi stai să cumperi. Este bine, băi, este original, mancași, nu? Nu? E normal, măcar în ziua asta. Asta e original, asta nu e, Caterinca sau ceva. Iarbă spădeț! Revedeță și gen ce-l vreau în buric și fustiță să răbic. Aoleu, fetița mea, ce-a făcut moda din ea? Că nu recurta cercei. Unele TikTok-uri sunt amuzante, dar unele sunt și cringe. Da. Acest cățel știe ce se întâmplă. A tușit. Aoleu! Doamne, doamne, de unde le scoateți, băi, băi, oameni buni, de unde le scoateți, băi? Băi, băi, doamne! Băi, Caterinca, serios, chiar e Caterinca. Chiar e foarte mare Caterinca. Da, ce mai ajuri, bă? Mi se spune regele tomberoanelor, nu mă ocup cu nimic. Fac TikTok. Aoleu, chiar și dacă l-a pus el acolo, tot e scârbos. Mamă, frate, aoleu. Din păcate, sau din fericire, depinde cum vreți voi să tratați situația, aceasta este suma de bani pe care eu am pierdut-o în acest clip. Pur am pierdut-o pentru că în următorul videoclip de pe acest canal, această sumă de bani va fi folosită pentru a achita tot ce atinge iubita mea. Pentru că episodul următor se va numi Cumpăr tot ce atinge iubita mea. Sper din tot sufletul că ați reușit și voi să apucați un cod de Among Us din toate cele ascunse pe tot parcursul videoclipului. Nu uitați să rupeți butonașul de like, să lăsați acolo foarte multe comentarii, să lăsați un share
pe Instagram, să mă puneți pe TikTok, să puneți pe Facebook, pe unde vreți voi să puneți. Eu am fost Antonio Pican și până data viitoare v-am pupat. Pa!